Începând de astăzi, personalul medical din Spitalul Județean Buzău va putea să facă testul rapid COVID-19. Fiecare secție a spitalului va trimite un tabel cu persoanele ce vor fi testate, aceștia dând o declarație pe propria răspundere. Direcția de Sănătate Publică nu recomandă testele rapide pe care le consideră neconcludente, însă testarea se face la solicitarea cadrelor medicale. Prioritate au angajații de la Unitatea de Primiri Urgențe. Am solicitat ca și prioritate să fie secțiile care sunt în linia întâi, ATI cu infecțioase pneumologie. Rezultatul testului rapid se va primi în 15 minute, acesta fiind totuși estimativ. În cazul în care o persoană va fi depistată pozitiv, aceasta va fi izolată la secția infecțioase. Ultima decizie o va avea medicul epidemiolog din cadrul DSP-ului. În cazul în care un cadru medical apare că este pozitivat, atunci vom face solicitare către DSP să se facă testul final, ca să fie confirmarea 100%. Potrivit managerului spitalului, este așteptat la Buzău un aparat real-time PCR. Acesta va ajuta la testarea cât mai rapidă a persoanelor suspecte de coronavirus. Aparatul va fi amplasat în cadrul Direcției de Sănătate Publică, intrând în funcțiune începând cu jumătatea lunii aprilie. S-a dat comandă pentru achiziționare și că până pe 15 aprilie o să fie funcțional în cadrul DSP-ului. Buzăul a achiziționat în total 4.000 de teste rapide, ce urmează să fie folosite pentru verificarea cadrelor medicale.